Anca. Domn profesor. Ce faci, Anca? Luați un loc. Luați un loc. Mulțumim frumos. Ce faceți? Salutare. Salutare. Ia un loc, la mulți ani. La mulți ani. Antena 1, la mulți ani și vouă, pe MOV, am înțeles, pe MOV. Mă întorc și eu imediat. Da, unde crezi? Nu mai are loc, imediat, canapea lângă noi. A plecat, da, a plecat Flori. A plecat Flori. Simt foarte bine. Nu, știi de ce? Te-a văzut, s-a gândit că îl pui iară la vreo două, trei ture, iară transpiră, iară leșină, iară... echipamentul, nu? Știi? Și atunci a preferat să nu. Cum sunteți în zi de sărbătoare? 24 de ani de Antena 1. Foarte bucuroși. Noi ne-am început ziua mult mai devreme decât știu, voi. Știu, eu trebuie să mărturisesc că eu mă trezesc foarte devreme, undeva la 6 și puțin, și prind aproape tot observatorul de dimineață. Vă văd acolo în fiecare dimineață și de fiecare dată zic, și Doamne... ce părere ai? O părere foarte bună, domn profesor! Și o să și foarte spun bine. De ce îi spun domn profesor, pentru că Valentin a fost pentru o perioadă de timp profesorul meu de squash. A, de aia știai tu să joci atât de bine. Păi, am jucat tenis, noi ne-am întâlnit, de fapt, într-un campionat de tenis. Zic, am câștigat acolo... campionatul am câștigat, de hai să ne lăudăm acum, da. Noi am câștigat, mulțumim. Eu împreună cu Vali am făcut echipă de dublu mix. Eu eram la fileu, tu erai pe spate, dacă mai ții da, minte. Știi? Mai știi? Normal că mai știi. Sunt de linie, poc, pom, Vali și asta era. Da. Și Olivia se descurcă foarte da, bine da. La sport. Spuneți-mi despre voi, ce faceți voi, care sunt pasiunile voastre în afara televiziunii, în afară de faptul că bănuiesc că vă treziți undeva la 4 dimineața. 3 și jumătate. 3 da, și jumătate mă corectează exact, Olivia. Da. La 3 și jumătate? Da, da Florin, când te culci tu cam așa ceva, știi ce zic? Există ora aia de trezit? Da, Olivia se trezește la 3 da. Și jumătate. Da. Amândoi eram genul care nu suportau să se trezească dimineața și uite-ne și acum. Și ce ușor ne-am obișnuit. Absolut. Eu da. Au trecut 5 ani, eu încă nu. E super ok. E bine că da. Da, pe lângă observator, Valentin mai are o emisiune foarte îndrăgită pe care eu urmăresc foarte, foarte serios, mult. Serios? Mă bucur da, că vă place. Marele Zid, Zidul acolo este o provocare permanentă pentru toată lumea. Mă gândeam să mă înscriu și eu, că mai am o rată de părinte. Parcă m-aș mai duce și eu, știi ce zic? Să zic că și eu m-am gândit, putem hai, face Olivia, echipă. Vrei? Da, normal. Sigur. Dar cine stă în camera de izolare? Asta ce e întrebarea. Să... cam în două sunteți ne izolăm pe rând. Ușe. A, bine. Ne izolăm pe rând, cumva un câștigan. Ai tu de plătit rate? Hai să facem și noi bani da, vorba aia da, pe normal. Ceea ce știm. Te-i gata, au venit invitații, te-am furat de niște bani, de niște ol, de niște ceva. De un squash o treabă. De un squash o treabă, uite aici voiam să ajung. Vreau să vă arăt câteva imagini cu cei doi în altă ipostază decât îi vedeți la televizor. În afară de știri, în afară de ol, în afară de tot ce se întâmplă la televizor, oamenii ăștia mai fac și altceva. Ne-au luat și pe noi să încercăm să facem altceva. Dar vă lăsăm să vedeți imaginile următoare. Nu se află la pupitrul observatorului matinal de la Antena 1, Olivia Păunescu și Valentin Butnaru sunt oameni cu pasiuni diverse. Hei, bine ați venit în atelierul meu de croitorie, intrați! Jumătatea feminină a știrilor de la ora 6 a fost dintotdeauna pasionată de modă, atunci când a ajuns pe micul ecran și a dat seama că va avea nevoie de foarte multe ținute, așa că a decis să se ocupe singură de vestimentația ei. Ei bine, după ce termin jurnalul, acesta este locul meu în care muncesc pe tot parcursul zilei. Dar i-aș putea spune un colț de rai, pentru mine personal. Este o mare pasiune a mea. Inițial a fost o nevoie, pentru că aveam 5 intrări pe săptămână, aveam nevoie în fiecare zi de haine. Și, din păcate, nu prea îmi găseam în oraș, iar eu am pretenții atunci când vine vorba de ținuta pe care o port la observatorul matinal. Printre clienții Oliviei s-a numărat și colegul ei de știri, prezentatorul Valentin Butnar. Ți-am folosit materiale foarte bune că... Merit. Merit, sigur, normal. Sigur, doamne, iată, normal, nu da? Se poartă la fel. La observator, stați liniștiți. Olivia își punea amprenta și pe ținutele colegului ei din platou. Niciodată nu ne potrivim pentru că mereu Păunească schimbă pe ultima sută de metri. E cel mai bun partener pe care l-ai putea avea, sincer. Și te rog vorba ta, cea mai stabilă? Cea mai stabilă relația mea cu o femeie până acum. 5 ani, ceea ce e mare lucru. Despre Valentin Budnaru știm cu toții că este pasionat de squash. Squash-ul mi-a salvat viața și încerc să vin la antrenament în fiecare zi după observator. Cel mai bun prieten al meu m-a chemat într-o zi, aveam cu 15 kg mai mult ca acum. După 10 minute mi s-a făcut rău, am ieșit, mă țineam de burtă, mă țineam de tot ce apucam
Și mi-am zis, eu asta trebuie să fac. Deci dintr-o pură întâmplare și am ajuns să-l bat pe acel bun prieten al meu și am ajuns până în Naționala de Squash a României. Adică noi nu suntem profesioniști doar din simplul fapt că nu trăim din asta. Pentru că cei doi observatori le sunt simpatici prietenilor de la 11, Diana și Florin le-au dat întâlnire pe terenul de squash. Mami la squash. Nici aici nu te... Așa m-a adus. Nu, ne-am întâlnit ca între prieteni să ne distrăm puțin. E un antrenor foarte bun, Vali, îți explică exact ceea ce ai nevoie. Ce am înțeles eu de la Vali despre squash este că trebuie oriunde dau să mă întorc întotdeauna la centru ca să pot să prind orice. Exact! Mic. Asta e baza! Florin este foarte competitiv, să știi, vrea să știe cum se ține scorul. N-am ce să-i spun. Până la 11, dragă Florin. Asta zic că nu te dai prieteni de la 11. Hai la treabă. Ăsta e terenul. Ăla e ca un fel de fileu, dacă vreți. Ăsta e the wall. Iar pe terenul de squash, cei patru s-au distrat de minune. E bun didact. Nu, vreau să zic că ea a fost cea mai bună jucătoare. E ok, să lăsăm așa. De departe, Olivia s-a descurcat foarte bine. Băi, Olivia, da, mă așteptam să nu nimerească nicio minge. Ai câștigat în turneu până acum? Nu, ba da. Ar trebui să fie câștigat. Nu am mai câștigat, anul ăsta l-am câștigat. Extraordinar joacă și ești un profesor bun. Dacă ați văzut și ați văzut ilustrația, ați văzut ce viteză, ce lovituri, ce efecte, ce senzațional. Bravo, foarte bun, bravo, bravo. Doamne, asta voi sunteți cei mai tare legi și vă aștept. Chiar vă aștept. Și mulțumim că ne-ai primit, mai venim și altă dată dacă ai răbdare cu noi. Concursuri, chestii nebune, da? Concursuri? Da. Concursuri, să aplaudăm la concursuri. Există mic, că venim noi, da? Da, facem noi, inventăm noi. Mă lovi ca febră mustrare deja. Sincer și eu. Hai, de că a fost frumos. Comentariile sunt de prisos, din partea mea. De ce, Florin, că te-ai simțit foarte bine? E senzațional, prima oară când merg la squash. Profesor foarte bun și un jucător foarte bun. Da, mi-a plăcut foarte tare. Știi că sunt pasionată. Mă bucur mult de tot. Bine că n-am venit eu, că sigur câștigam. Da, ce câștigai? Cea mai dezbrăcată jucătoare câștigai. Asta câștigai tu, probabil. De cât?